Salutare români, bine v-am regăsit la istoria cu Virgil. Dacă la sfârșitul episodului trecut am lăsat România unită și bucuroasă de numa, așa cum e normal, astăzi o să încerc să urmăresc ce au reușit guvernanții cu așa proiect pe mână. Ușor n avea cum să fie. Dita mai teritoriul, un amar de oameni care așteptau să ducă o viață mai bună peste noapte, politicienii erau cam tot ăia cu năravurile lor și unde te mai pui că nu trec bine 20 de ani și țările lumii iar se încaieră. Ia să vedem ce scoți și de aici. Generic. De la începutul anilor 20, cu războiul terminat și tratatele de pace semnate, stătea românul și se uita la harta aia, la România aia mare, rotundă, de ți lăsa gura apă. Trebuie constituție și legi noi, instituții, organizare, infrastructură, toate alea. De unde să te apuci? O primă problemă de rezolvat este aceea a drepturilor minorităților și incluziunea lor în statul român. Diplomații s-au jurat la Paris în fața aliaților că dați nevoie acum toate teritoriile pe care vi le cerem și le dăm noi la minorități la drepturi de nor să fie bucuroși. Cum unul din patru cetățeni nu era de origine etnică română, statul trebuia să se asigure că respectă prin legislație pe toată lumea. Maghiari, evrei, țigani, germani, ucrainieni, bulgari și alte neamuri care aveau acum domiciliul de voie sau nu în regat. Între 1918-1922 se aplică în sfârșit reforma agrară, promisă chiar de regele Ferdinand în 1917 soldaților de pe front. Deci nu te mai puteai juca cu asta. Se laudă faptul că pământul a fost împărțit de bunăvoie de proprietari pe cale pașnică. Pașnică acum... A că în 1907 sau pe front, când au făcut zi man să te apere de nemți, să fii în serioși, pașnică. Reforma asta, deși ineficientă ca rezultate agricole, din cauza fărâmițării loturilor și a mijloacelor arhaice de a lucra pământul, totuși a mulțumit pe țărani, care în sfârșit se vedeau proprietari. Cam 3 hectare jumate de pământ arabil și islaz în medie au primit cei 70% care au prins. Ca așa se încadrau ei mai mulți, dar 600 de mii nu s-au pus la timp la coadă și au rămas să bată din buză. Pe scena politică au loc schimbări majore. Introducerea votului universal duce la o reconfigurare a Parlamentului, iar partidul care are cel mai mult de suferit este cel conservator, cel care înainte trăgea să păstreze privilegiile boierimii. Cum boierimea se cam duce pe cop, ca aceeași soartă o are și partidul. Liberalii rămân importanți atâta timp cât sunt conduși de Ionel Brătianu. Dar și ăștia, la cât se băteau cu pumnul în piept că reprezintă interesele poporului, tot trăgeau de toate sforile posibile să rămână la putere și favorizau grupurile lor de interese în economie. Așa că țara era pe creștere și în vremea lui Năstase sau era pe creștere, că ăsta era contextul. Asta nu înseamnă că dispăruse corupția. În 1926, Partidul Țărănesc din Regat, condus de Ion Mihalache, fuzionează cu Partidul Național din Transilvania al lui Iuliu Maniu. Apare deci Partidul Național Țărănesc, Țărăniștii, o nouă grupare care va deveni cu timpul cea mai puternică din țară. Asta cu atât mai mult cu cât în anul următor România este zdruncinată de dispariția a două personalități care într-o perioadă cu atâtea schimbări asiguraseră continuitatea și stabilitatea statului: mai întâi Regele Ferdinand, apoi președintele liberalilor Ionel Brătianu. Principele Carol al II-lea fusese dezmoștenit pentru că pff, de un să încep. Scurt rezumat. În 1918 a ales relația cu iubita lui muritoare de rând, Zizi Lambrino, în detrimentul tronului, iar casa regală nu permitea decât căsătoria cu o descendentă dintr-o altă familie monarhică. Au împreună un băiat, Carol Lambrino, ai zice, tasul lui Paul ăla pe care tot îl vedem la televizor, sincer, nu știu de ce, când am fost atent niciodată ce vrea, dar nu mă bag și aici că prea se complică povestea. În fine, Carol divorțează un an mai târziu și alteța sa promite că nu mai face. Se căsătorește în cele din urmă cu principesa Elena a Greciei și Danemarcei, ca un moștenitor cu minte ce era și au un fi pe Mihai. Pe Mihai îl știm cu toții. Nu ține mult nici relația asta pentru că acum lui Carol îi se lipesc ochii de o altă duduie, Elena Magda Lupescu. Fug împreună din țară în 25 și moștenitorul coroanei României renunță în mod oficial la succesiune. Odată cu moartea bătrânului Ferdinand, la rând pe linie monarhică vine deci nepotul la bun, Mihai. Luat direct de la grupa pregătitoare și pus pe tron la vârsta de șase ani Țara va fi condusă de o regență din trei oameni care nu prea au nicio treabă cu fișa postului. Principele Nicolae, al doilea fiu al lui Ferdinand. Ok, pot să văd asta. Președintele Curții de casație, să zicem. Și patriarhul. Ce? Bă, hai pe bune, glumiți, nu? Peste toate astea vine și marea criză economică mondială din 29-31, care doar nu era să ne ocolească chiar pe noi. România era exportatoare mai ales de produse agricole și petrol, dar cum prețurile se prăbușesc, începe spirala cu inflația și populația o duce tot mai greu. Treaba se împute și opinia publică oftează după Carol al doilea. Fiul rătăcitor se întoarce în 30 mai pe sub mână, așa cu pașaport străin. Primul ministru Maniu e acolo, lua prin surprindere, nu știe ce să facă și până la urmă pasează responsabilitatea a Parlamentului. Carol este recunoscut deci de Parlament și Mihăiță trebuie să-i lase locul lui Tati. Bun, în timpul ăsta în Europa ajungeau la putere tot felul de extremiști. Unii mai soft, alții mai pe treaba lor. Hai să le zicem regimuri autoritare. Leopold, Orban, stai, deci Mussolini, Hitler, Franco, Piłsudski în Polonia, Metaxas în Grecia, din ăștia. La noi, Carol al doilea și apoi Antonescu. Asta era gândirea care prindea cel mai bine la ora aia în capul europenilor. Peste tot, nu doar la noi. Frustrarea unor popoare a fost exploatată de niște politicieni carismatici și de Delirul ăsta a dus la izbucnirea unui nou război care aproape a demolat omenirea. Băi, și când văd câtă încrâncenare este și acum și cu câtă inconștiență sunt folosite niște metode din astea de propagandă populistă care să învrăjbească oamenii pentru puterea și câștigul personal a unor lideri politici care clar, clar nu au fost iubiți în copilărie sau ceva, că au niște probleme prea adânci cu care nu sunt păcați și se răzbună așa pe toată lumea ca să le compenseze. Trebuie să fii un pic de reglat sufletește ca să provoci atâta rău. Conștient, trebuie să fie conștient. Că proști nus, dar nu le pasă, e, efectiv nu le pasă. Pentru că tot începe de la o mentalitate din aia că le arăt eu lor, le demonstrezi eu de ce sunt stare, faci niște compromisuri, apoi dacă tot ai început sar dintr-o greșeală în alta și când te trezești unde ai ajuns, deja e prea târziu. E totul sau nimic pentru tine în momentul ăla. Și nici dacă printr-o minune ai avea o revelație, nu poți să te oprești și să accepti că întreaga ta viață până în punctul ăla a fost o greșeală, să-ți ceri scuze și să te dai la o parte. N-ai cum, că așa suntem construiți noi ca oameni. Oamenii au mândrie, mândrie multă și ambiție oarbă uneori. Și trebuie să știi cum le manevrezi ca să iasă ceva bun din astea. Uneori sunt calități, dar alte ori ajung să provoace tragedii. Din ce îmi dau eu seama, diferența o face în primul rând balansul emoțional. Cum au grijă de tine părinții, cum te influențează mediul în care crești. Că sună bălăria asta cu dragoste și înțelegere, dar frate, chiar asta e rețeta pentru o omenire funcțională. Și educația, dar tot așa, asta e emoțională mai mult. Să te înțelegi și să știi cum să trăiești cu tine. Ca așa de menți inteligenți cu trei facultăți s-au văzut destui. Dar arată tu psihopat, dictator. Hai, dictator. Din ăsta care a avut părinți ok, a fost acceptat în comunitatea din care provenea și a fost apreciată munca. Gata, mi-am făcut datoria de guru și pe ziua de azi. Și eu prost, cred că ajut cu ceva. Da, mai știi? Apropo de extremiști, legionari. Mișcarea asta începe cu niște grupări anticomuniste peste care se plusează cu naționalism, ură față de evrei, ritualuri ortodoxe și violență. Cămășile verzi își propuneau să curețe țara de tot ce considerau ei că nu era în interesul poporului, începând de la politicienii corupți până la masonerie și evrei. Au fost organizați sub mai multe nume și ideologia s-a mai schimbat pe parcurs. Legiunea Arhanghelului Mihail, de unde și numele de legionari, Garda de Fier, Partidul Totul pentru Țară. Liderul era Corneliu Zelea Codreanu, căruia legionarii spuneau că capitanul. Carismatic, acesta va atrage foarte mulți adepți, printre care tineri studenți care vor deveni mari personalități ale culturii românești și universale, cum ar fi Mircea Eliade și Emil Cioran. Să citiți ce ode băgau capitanului. Na, erau și ei tineri, ușor de influențat. Vremuri tulburi, vă zic. Odată cu legionarii apare asasinatul ca practică politică în acea perioadă agitată a României. În 38, Carol instaurează dictatura regală. Înlocuiește Constituția, desfințează partidele politice și în urma unor consultări îndelungate cu el însuși, se hotărăște că cel mai bine pentru țară este ca el să fie autoritatea supremă. Își adună o mână de oameni într-un consiliu de coroană permanent și cam asta o să fie guvernul de acum înainte, condus evident tot de el. Dacă de partide a scăpat destul de ușor, legionarii erau mai rebeli. Hitler simpatiza mișcarea lui Zelea Codreanu, care era mai apropiată de Berlin decât îi convenea lui Carol. Așa că regele dispune niște arestări. Pe drum spre închisoare, nu știu cum se face că el, capitan și alți treci pe membre ai gărzii de fier, se sugrumă de mâinile gărzilor. Motivul oficial e că ar fi vrut să evadeze, dar toată lumea e de acord că a fost o scenare pusă la cale de regele Carol. Din aproape în aproape ajungem între și și dăm drumul celui de-al doilea război mondial. Pentru început, nemții își aleg ce teritorii au nevoie și de pe aici și de pe aici, că nu e nimeni destul de tare cât să-i oprească. România avea o alianță cu Cehoslovacia și Iugoslavia, dar la mișcările lui Hitler pică rapid și țara noastră este de voie de nevoie legată economic tot mai strâns de Germania. 23 august 1939, pactul Ribbentrop-Molotov este făcut public. Înțelegere între nemți și ruși pe care toată lumea credea dușman de moarte să nu se deranjeze reciproc atunci când ciopărțesc Polonia și o fac jumătate. Acum Marea Britanie și Franța, care încerca să se tragă mâța de coadă cât mai mult ca să-și adune puterile, trebuie să declare război Germaniei. În vest, Hitler se șterge pe picioare cu neutralitatea Olandei, traversează Belgia și în câteva săptămâni ocupă Franța. Imediat ce francezii acceptă armistițiul, pac, ne vine și nouă dictatul de la Viena pe 30 august 1940. Rușii ne cer Basarabia și Bucovina de Nord, Ungurii o bucată din Transilvania, iar bulgarii cadrilaterul. Carol cere ajutorul nemților ca să intervină pe lângă ruși, dar Hitler zice că nu, frate, nu e treaba mea, nu mă bag. România trebuie să răspundă dictatului în decurs de 36 de ore. Deci repede Consiliul de Coroană. Îți dai seama acolo presiune, nu când trebuie tu să predai un raport până la ora 5. Când e țara încercuită din trei părți și tu trebuie să iei decizia. Acolo e acolo. Pe de altă parte, dacă ești acolo, ar trebui să fii în stare, nu? Deci să vedem ce facem. Din 21 de membri ai Consiliului de Coroană, doar 6 votează pentru rezistență. Deci statul român renunță fără luptă la o treime din teritoriu. Și la imaginea pe plan internațional, care oricum nu era prea bună după primul război mondial, unde le făcuseră maradona aliaților occidentali. Drept urmare, regele că. Carol, depășit de situație și personalitate puternică, abdică și pleacă în străinătate. În locul lui revine Mihai, puterea o generalul Ion Antonescu, iar noi intrăm în război de partea puterilor axei, adică alături de nemții naziști care campează pe teritoriul țării noastre. De Antonescu, așa ca om, ce poți să spui? Că și-a iubit țara? Asta da. Dur? Cu siguranță. Cinstit? Corect? Integru? Depinde pe cine întrebi. Eu sunt de părere că nu. În 40, generalul face guvern pe jumătate legionar, că nu avea cu cine altcineva și ajungi la putere, ăștia încep să își pună în aplicare agenda de epurare. Crime peste crime, foști ministri, oameni de stat, e haos. Nu ia mult lui Antonescu să-și dea seama de eroare și se separă de ei. Timp de câteva zile au loc în țară lupte interne cu aspect de război civil între armată și legionari, iar în ianuarie 41, legionarii sunt pulverizați. Și că vorbeam de corectitudine și cinste, Antonescu îi deportează pe evrei din Basarabia și Bucovina de Nord peste Nistru pe motiv că prea a plăcut sub ocupație rusă. Plus și alți evrei din restul țării și o mulțime de țigani, romi, cum vrei să le zici, duși în pustiu și abandonați. 150.000 de oameni e numărul vehiculat pentru această deportare în masă. Câți au murit, câți au supraviețuit, e cam imposibil de evaluat. În orice caz, un genocid care rămâne în dreptul poporului nostru, oricât am vrea să ne delimităm de bucata asta din trecut. Dacă suntem mândri de Ștefan cel Mare ca a apărat creștinătatea, atunci trebuie să acceptăm și crimele lui Antonescu. Că tot din istoria poporului român fac parte. În anii următori, Antonescu a devenit mai tolerant, mult spus, față de minorități și a refuzat să-i predea nemților pe evrei din teritoriul României. Cei din nordul Transilvaniei, controlat acum de guvernul Ungariei, n-au avut același noroc și au luat drumul lagărilor naziste. Suntem în vara lui 41 și începe războiul lui în Nest. Alături de nemți atacăm Rusia. Antonescu nu se oprește la Nistru, ci continuă ofensiva asupra sovieticilor alături de aparatul de război german. Atacul se blochează la Stalingrad, unde trupele nemțești, ca și cele române, sunt încercuite și anihilate. Sute de mii de oameni, morți, răniți sau luați prizonieri. Dezastru. Între timp se întâmplă Pearl Harbor. Statele Unite intră în horă, dita mai războiul în Pacific, în nordul Africii și întreaga lume este implicată, dacă nu ca teatru de război sau combatanți, măcar ca furnizori de voluntari, logistică de luptă și provizii. Până la urmă cade și Stalingradul în februarie 43, iar oamenii politici români, atât cei de la putere cât și opoziția încep negocieri cu aliații. Războiul se întrezărea de acum pierdut alături de Hitler și ideea era ca măcar să recuperăm nordul Transilvaniei. La 23 august 44 are loc lovitura de stat sau ce fi fost aia a regelui Mihai. Cum Antonescu nu voia să încheie armistițiul cu sovieticii, Mihail demite din funcția de prim-ministru, ordonă arestarea lui și cere nemților să părăsească țara. Ăștia nu doar că refuză, dar bombardează Bucureștiul. România întoarce de armele împotriva fostilor aliați. A câta oară. Și armata noastră va continua să avanseze alături de sovietici până la Praga. În februarie 45 la Ialta, Roosevelt, Churchill și Stalin, care știu deja că au câștigat războiul, se pun de acord pe niște măsuri pentru pace mondială. Rușii promit alegeri libere în teritoriile salvate de ei în estul Europei. Războiul mai durează totuși un pic și se încheie abia în august 45 cu cele două bombe atomice aruncate casual de american peste Japonia. În vest e cursa pentru Berlin. Americanii, englezii și francezii dinspre vest, rușii dinspre răsărit, ajung să dea Germania pe din două și așa va și rămâne până la căderea zidului Berlinului în 89. Deși a luptat alături de ruși occidentali la finalul războiului, România nu a avut statut de țară cobeligerantă care să-i dea drepturi la negocierile de pace. Din potrivă, am fost considerați țară învinsă, iar vesticii care ne ținuseră partea cam în ultima sută de ani, după atâtea schimbări de tabere, ne scot de sub aripa lor protectoare și rămânem la mila rușilor care, prin metode rusești, vor impune și la noi un regim în linie cu cel de la Moscova. Oamenii de stat români, partidele politice, regele, au mâinile legate în fața planului de integrare a României în blocul comunist. Plan coordonat de URSS și pus în aplicare de marionetele de la noi. Ocupanții sovietici deportează zeci de mii de români din Basarabia și Bucovina, dar și vorbitori de limbă germană din Transilvania și Banat. Exploatează resursele țării noastre și încalcă suveranitatea statului prin implicarea în deciziile politice. Românii se gândesc că nu se poate ca occidentalii să nu observe așa încălcări grave ale acordurilor. Și că o să vină americanii și o să ne salveze. Realitatea ne-a arătat totuși care cum. Europenii erau pe butuși după șase ani de consumat resurse pe bandă rulantă. Iar cei care rămăseseră în picioare, Statele Unite, se hotărâseră să o lase așa pentru moment că nu are nimeni de câteva abuzuri. Vor urma 45 de ani de încordare a de la distanță între americani și ruși, perioada care îi zice războiul rece. La noi, 45 de ani tragici, nu atât pentru România ca țară, cât pentru popor. Explic în episodul următor. Gata pe azi. Vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și vă aștept și săptămâna viitoare să vorbim despre epoca de aur a tovarășilor. Eu n-am prins-o, dar am auzit destule cât să fac o idee. Hai, ne vedem săptămâna viitoare. Seară bună la toată lumea.